Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu proforma. Deși vocea mea este un pic mai șubretă astăzi. Înainte era. Așa. Da, sper la cameră să se audă. Văd că funcționează acum. Și să ne putem mai descura. Pornim la treabă, nu stăm pe gânduri. Să zicem așa, variantă de teză, bine? Da. Variantă pentru teză. Clasa a cincea, sigur că a cincea. Gata, pornim. Comparați x egal cu 80. 1, da. Da. Comparați. X egal cu 81 la 10. 81 la 10. Și vecinul său y egal cu 27 la 14. 27 la 14. Da. Și acum... Hai să le continuăm pe X să lucrăm sau pe Y și pe urmă, cum noi făceam așa, îi puneam unul lângă alta și îți place mai bine? Da. La clasă cum faci? Așa. Unul lângă altul? Da. Bine. Deci zicem 81 la puterea 10 și cu vecinul său 27 la puterea 14, da? Ca și aș pune o paranteză, echivalent. Zi tu, idei la tine vreau. Păi, pe fiecare, și pe 81 și pe 27, fiindcă nu au aceeași bază, da? Da. Încercăm să le descompunem. Da. 81. Câte ori că se fac 81? 9 ori 3. 9 ori 3, 27. Nu, asta, 9 ori 9. 9 ori 9. Deci, zicem, 9 ori 9. La puterea la 10, cu vecinul său. 9 ori 3, totul la 14. 9 ori 3, totul la puterea 14. Echivalent cum? În loc de 9 putem... În loc de 9 putem pune 2 la 9. 9 la 2. Aici, 9 ori 9, 9 la 2. Da, vreau să mai insist la 9 pentru singur, nu? Câte ori că se facă 9? 3 la 2. 3 la 2. Deci zicem 3 la 2, ori 3 la 2, totul la 10, nu așa? Da, da. Cu vecinul său. Cu vecinul său, 3 la 2, ori 3 la 1. Așa, 3 la 2, ori 3 la 1, totul la 14. Echivalent cu? Nu, păi, dar nu e clasă înapoi. Cum se mulțează două puteri pe așa? Se adună exponenti. Așa, deci 3 la... 3 la 2 plus 2, adică 3 la 4. Exact. 3 la 4. Așa, totul la 10. Așa, cu vecinul. Cu vecinul. 3 la a 3-a. 3 la a 3-a. Totul la 4. Așa. Echivalent cu? 3 la 4 ori e 10, 40, 3 deci, la 40. Exact. 3 la 40, cum? Și 3 ori 14, 32. Ia mai fă o dată. Nu, nu, nu. Ia. Cât ai zis? 40. Și 2. 2. Da, 42. Da. Mai sigură, mai hotărâtă. Te poți certa cu mine să știi că îți dau voi. Azi e ziua ta și poți spune, nu e adevărat. 3 la 42. Mai hotărâtă, da? Vreau să fii sigură pe tine. Și acolo? Mai mare este Y. Deci, cel de pe locul 2, da. Ăsta da. A fost X-ul și ăsta este Y, da? Și este echivalent, acum dăm decizia, X este mai mic decât Y. Da. X mai mic decât Y și a dat un răspuns. Hai să vedem încă o dată care au fost momentele de slăbiciune, de riga slabă, să zicem așa, da? Noi n-am avut aceeași bază. Una era 81 și alta este 27. Da. Și atunci, ideea... Trebuie să descompunem baza. Așa. Și după să scriem pe 9 ori 9... Ori așa, ori deodată să știi că puteam scrie. Da. În loc de 81, 3 la 4. Că de acum, antrenamentul nostru e făcut. Da. Era în loc 27, 3 la 3. Da.
Deci noi am muncit. Eu știi bine că eu respect foarte bine decizia ta. Da. Deci deodată puteam zice 3 la 4. Da. Că fie 9-i 3 la 2, celălalt 9-i 3 la 2, 3 la 2, 3 la 2, 3 la 4. Da? Da. Deci 3 la 1 ai 3, 3 la 2 ai 9, 3 la 3 ai 27 și 3 la 4 ai 81. Da. Deci, în baza experienței care o avem, trebuia să atacăm direct. A, 27 și 81. A, mă duc pe baza 3. Da. Că visul este ăsta, să ajungem la aceeași bază. La da, ca să putem compara cu ușor puterile. Când am văzut la 3 la 40 și 3 la 42, repede am comparat exponenții. Ei mi-au spus, da. Eu sunt mai puternic, 42. Gata, am luat decizia, Y mai mare ca X. Sau X mai mic ca Y. Deci, iată că chiar l-am pus una aici, vedem deodată. Da. Unii copii s-ar putea să vadă rapid. Aici se face diferența. Cel care ia cam el cu pierde mult timp. Da. Cel care știe că 83 la 4 și 273 la 3, el repede zice 3 la 4 ori 10, 40 și 3 la 3 ori 14, 42. Și o scris rapid. De aici, aici, o pus de desubt. Da. De asta e viteza foarte mare și îi l-o câștigat timp. Da? Deci învățăm din fiecare chestie ca să știm când să... Nu înseamnă că neapărat zicem 9 ori 3, nu știu ce. Asta e pierdere de timp. Da. Corect este să atacăm direct pe scurtătorii ești. Acolo nu se poate. Mergem mai departe. B. Asta a fost A. Da. B. Egal cu 2 la 51 da. Și B egal cu 3 la 40, 3 la 34. 3 la 34. Acum deodată în bază nu mai putem, da, nu mai putem umbla. La exponenți trebuie să umblăm. Hai să descompunem pe 51. Da. Deci știi bine cum face 51, o bară. Ce zicem? Prin 2. Prin 2, zici, da? Ai zis 2. Ori 2 a hotărât, ori nu mai este. 2. Prin 2. Dar de ce te gândi la 2? Pentru că 1 este numai impar. Deci când e par? Da. Prin 2 merge? Nu. Nu merge. Nu merge. Hotărâtă ești. Gata, nu mai te bâlbâim. Prin 3. Ia să dat prin 3 cât? Când suma cifrelor sale dă un număr par. Nu. E impar, e impar. Nici asta. Când se parte la 3. Când suma cifrelor dă un număr care se parte exact la 3. 5 și 1, 6. 6 se parte exact la 3. Deci, mergem prin 3, sigur că merge, da? Deci. 3 în 5 merge de odată. Odată, așa. Și 3 rămâne, rămâne rest. A, rămâne restul 4. Ia să vedem. Sau... Păi zic, imaginează părțirea. Tu trebuie să înțelegi aici că faci așa, 51, împărțit, împărțit. Cum știți să faci împărțirea? Da. La 3, da? 3, da. Și 3 în 5 merge odată. 1 ori 3, 3. Rămâne restul 2. Cobori pe 1, 21, 31, de 7 ori. Deci noi punem câtul aici. Deci zice 3 în 5 merge odată. Faci acum 1 ori 3, fac 3. Rămâne restul 2. Ai coborât pe 1, asta în mintea ta faci toată povestea asta. Da? 21 și 3 în 21 merge de 7 ori. Deci aici se pune câtul împărțirii. Da. Ia să vedem, 17 mai poate fi împărțit pe ceva? Păi, acum prin 3 nu. Pe 3, 1 și 7 fac 8. Nu merge. Prin 2. Prin 2. 17 se parte la 2 ori odată. Nu, că e ultima cifră, pare. Prin 2 nu, prin 3 nu, prin 5? Nu. Din cât ar fi merge?
ar merge prin 5. Doar dacă ultima cifră este 5 sau 0. Așa. Dar din ce știu din tabla mulțirii, cât oricât să facă 17? Ai tu undeva într-un colțișor al tău, păi 2 euro fac 16. Da? Deci nimic, ori nu sunt bunar 12, 3 ori 4, 15, 3 ori 5. Dar 17 este număr prim, el nu mai are divizori. Da? Și rămâne așa. 17. 17, 17 odată și terminat. Asta înseamnă că 51 se scrie ca fiind 3 ori 17. Așa. Egal cu 3 ori 17. Și acum pe 34. 34 începem. 34, tragem o linie și încercăm. Prin cât? Acum poate să mergem prin 2. Prin 2, dar hotărât prin 2, pentru că la sfârșit este număr par. Prin 2. Zi-te, rog. 2 în 3 merge odată, 1 ori 2, 2, rămâne restul 1, îl coborăm pe 4, 2 în 14 de 6 ori, nu, de 7 ori. De 7 ori? Da, că 6 ar fost 2 ori, 6, 12. Da. De 7 ori. De 7 ori. 17 și 1. Acum, pe 34, îți putem scrie ca 2 ori 17. Egal cu 2 ori 17. Și 2, la puterea 2 ori 17. Deci, zicem aici, A, sau cum zice, da, zicem așa, 2, ne-am învățat noi perechile, vedem, da? Deci, 2 la puterea, loc de 51, loc de 51? 2 ori 17. Păi 3 ori 7. Atenție multă! 2 ori 17 la 34. Da. Deci, 2 la puterea, cât a zis? 2 ori 17. 2 la puterea? 2 la puterea, 3 ori 17. Așa, 3 ori 17. 4 de vecinul său, da. 3 la puterea, 2 ori 17. 2 ori 17. Și echivalent cu? Echivalent cu 2 la a 3-a, totul la 17. Deci 2 la a 3-a, totul la 17. 4 de vecinul său, 3 la a 2-a, totul la 17. Corect. Și 2 la a 3-a. Face 8. 8. Da? 2 la 3, face 2 ori 2 ori 2, da, face 8. 8 la A, 17. Față de vecinul său? 3 la a 2, care dă 9. 9 la A, 17. Care din ele mai mare? B. Deci B-ul, da? Ăsta a fost A-ul. Da? Și ăsta este B-ul. Se vede că B e mai mare decât A. Sau A mai mic decât B. Da. Bun. Care a fost ideea? Hai să ne întoarcem ca să ținem minte pașii algoritmului. Deci aici au avut, deodată ai văzut că sunt puteri diferite. Pardon, baze diferite. Și sus au fost 81 și 27. Dar am putut pe 81 și pe 27 să-l duc la 3 la. Da. Că 81 e 3 la 4, iar 27 e 3 la 3. Deci am avut șansă să mă duc la 3, practic. Aceeași bază. Dar din clipa care ai văzut 2 și 3, nu mai e aceeași bază. Trebuie să ne ducem la exponenți. La exponenți. Și șansa noastră să luăm pe fiecare, pe și pe 51 și pe 34. Să vedem, da, prin cât să merge. Da, exact, să vedem, să facem descompunerea. Da, descompunerea. Și să ne dăm seama repede, iată, 51 e 3 ori 17, 34 e 2 ori 17. Să locuim în loc de 51, 3 ori 17, în loc de 34, 2 ori 17. Și de unde provine mulțirea? De la putere la altă putere. Deci am sesizat pe 17 divizor comun. Deci, faptul că am sesizat pe 17 divizor comun, îmi dă mie posibilitatea să surprind 2 la 3 totul la 17 și respectiv 3 la 2 totul la 17. Ca să am același exponent. Și de acum, pentru a mă putea pronunța, câte vreme exponenții sunt aceiași, bazele vor hotărâ. Și pe 2 la 3 îl scrie ca 8, și pe 9, pe 3 la 2 ca 9, de fapt, totdeauna autorul pleacă de la chestia asta. 8 e mai mic ca 9. Vrei să compun mărghișul acum? Uite, perfect. Uite, 8 este mai mic ca 9, da?
Deci cum punem un exercițiu? 8 mai mic ca 9. Să ridicăm pe amândoi la puterea un număr prim de regulă. Da, dă-mi exemplu de un număr prim. Număr prim. 19. 23. Da. Pardon, 29. 9. Da? Deci, la puterea 19. Deci, echivalent, v-ați spune că 8 la puterea 19 e mai mic decât 9 la puterea 19. Deci, 8 la 19 mai mic decât 9 la 19. Echivalent. Cu, în loc de 8, pun 2 la 3. 2 la 3, totul la a 19. E mai mic. Deodată știu că e mai mic. Eu acum compun ghesitiu. Mai mic decât 8 la... Că 2 la 3 face 8. 8 la puterea... Nu, decât 3 la 2. 3 la 2. La 19. Da? Echivalent cu... Cum se ridică o putere la altă putere? 2 la 3 ori 19. Da? 3 ori 19. Mai mic decât 3 la puterea 2 ori 19. Echivalent cu 2 la puterea 3 ori 19 vine 3 ori 9, 27. 7 și 2. 3 ori 9, 3 și 2, 5. Față de mai mic, este mai mic. Mai mic, față de 3 la 2 ori 19. 3 la 2. Ori 9. Da, 2 ori 9 face. 18, 8 și 1, 2 ori 1, 2 și 1, 3, 38. Și acum zic, fie A egal cu, acum pus gata, fie A egal cu 2 la 57 și B egal cu 3 la 38. Să se compare cele două. Să se compare. Ce faci tu cu... Tu nu știi toată șmecherea asta. Asta e în mintea autorului când o compuse chestiul. Da. Tu ce faci în momentul ăsta? Măi, ce să-i fac eu, ce să-i fac? Chiar așa. Ce trebuie să faci? Păi ne ducem la exponenți, că baza e diferit. Da. Și nici nu ai șansă să umbli numere prime. Că 2 și 3 sunt numere prime. Da. Așa îngheață. Atunci nici la exponenți și începi să-l descompui. Pe 57. Prin 3, 5 cu 7. 7. 12. 7, merge. Merge prin 3, da? Da. 3 în 5 odată. 1 ori 3, 3. Rămâne restul 2. Îl coborăm pe 7. 3 în 27 de 9 ori. Așa. Și 19, nu. Noi ești prim, da? Da, punem 19 și merge o dată și terminat. Adică 57 se scrie ca fiind. 57 egal cu 3 ori 19. Și acum 38. Da. 38. Merge prin 2. Prin 2, sigur. 2 în 3 odată, 1, de restul 1. Îl coborăm pe 8 de 9 ori. 19 și 19 e număr prim și nu mai merge. Așa, da. Adică pe 38 putem scrie ca 2 la 19. 2 la 19. Și acum te întorci. Și vei scrie una lângă alta. Și vine 2 la puterea. Așa. 2 la puterea 3 ori 19. 3 ori 19. De ce față de vecinul său, 3 la puterea 2... A, 2 ori 9. Corect. Echivalent cu? Echivalent cu. 2 la 3, totul la 19. Da. Față de vecinul său, 3 la 2, totul la 19. 2 la 3, 8. Da. 8 la 19. Față de vecinul său, 9 la puterea 19.
mai mare este 9 la 19, deci, deci spui că bei mai mare decât A. Bei mai mare decât A. Foarte simplu. Mai putem compune asta de greșiții? Da. Sigur că da. Pleci la 8 mai în față, mai mic decât 9, ridici la un număr prim, 19, 23, pe 8 îți scrie ca 2 la 3, așa, și ai văzut, repede te pronunți. Da. Totdeauna șmecherea la care ajungi este că 8 mai mic ca 9, că tu faci drumul înapoi, că tu nu știi de la ce a plecat el. Dar totdeauna când vezi 2 și 3, ascultă-mă, când vezi 2 și 3, de la asta a plecat autorul șmecher. Că 8 e mai mic ca 9. Adică 2 la a 3-a, mai mic decât 3 la a 2-a. Și-a ridicat totul la o putere. Deci asta el are în cap. Nu sunt oamenii așa cum pun și visează noaptea și pun exerciții. Nu, sunt și obișnuiți, dar au șmecherii. Da. Dar au șmecherii puse la punct și atunci fac tot felul de jonglerii. Așa, când vezi cu 2 și 3. Dacă o să vezi cu 2 și 5, da. Nu cu 2 și 5, cu 3 și 5 am presia. Ia să te gândești și mai. 3 și 5. Mai putem o leagă discuție aici ca să da, prins... Da, nu nu. Ești sigură, nu-i bine? Sigură, dar că nu prea mă... Zi. Nu prea mă pricep la ele. Ai stângăcii și ai nesiguranță, da. Deci, în clipa în care vezi acestea, deja tu ești angajat cu gândul că nu te pricep la asta. Da. Da? Și aproape că abandonezi ideea. Da. Uite, acum vreau să insist pe chestia asta, încât să pricepi așa de bine, cât să nu mai ai celălalt emoții. Uite cât ești Cristina, nu mai vin și asta e lucru extraordinar. Da. Foarte tare. Și chiar dacă a venit, numai cu tine, mă. Uite, ia să vedem, 81... E mai mic decât 125? Da. Sigur. 81 cum poate fi scris? Ca... L-am mai scris asta. 9 la 2. 9 la 2 sau 3 la 4? Sau 3 la 4, da. Zice mai, 3 la 4. 3 la 4. E mai mic? E mai mic ca... În loc de 125? 5 la... Hai să vedem, 5 ori 5 ori 5, hai să vedem. 5. 5 ori 5, cât face? 5 ori 5, 25. Și dacă mai mulțești cu încă un 5, adică 5 ori 5 ori 5, de 3 ori. 2. Face 25 ori 5. 5 ori 5, 25, 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Sunt 25. Deci în loc 25, zicem... 5 la a treia. 5 la a treia. Da? 5 la a treia. Deci, atenție, a plecat la 81, care mi-a plăcut 125. Da. Pe 81 a scris ca 3 la 4. 4. Și pe 125. Ca 5 la a treia. 5 la a treia. Și acum ridicăm totul la o putere care să fie aceeași un număr prim și stânga și dreapta. Da. Zi-te un număr prim. Nu, 32 se împarte la 2. Da. 21 nu, se împarte la 3. 3 ori 7, 21. 22 se împarte la 2, 23 număr prim. Deci la 23. Echivalent cu? Echivalent cu? 3 la 4 totul la... 3 la 4, totul la 23. E mai mic. E mai mic ca 5 la 3. Totul la 23. Echivalentul. 3 la 4, totul la 23, cât face? Mulțim acolo, știm bine așa. Da. 3 la 4 ori 23. 4 de vecinul sau 5 la 3 ori 23. Nu, știi că e mai mic. Că e plecat la 8, e mai mic. Când rezolvi față, îi pui vecin. Acum tu știi că de acolo ai plecat la un adevăr. Da. Și să menține adevărul. Decât 3, 3 ori 23. Echivalent
16, 2 și cu 1, 4 ori 2, 8, 8 și cu 1, 9. Da. 3 la 92. 2. E mai mic. Ca 5 la 3 ori 3, 9, 3 ori 2, 5. Nu, 6, 69, da? Da. Ei, acum tu știi, rezultatul știi, zici, să se compare, zici acum, să se compare, să se compare. Asta poate să da profesoarea, sau profesoră. Da. Să se compare. 3 la puterea 92 cu vecinul său, 5 la puterea 69. Tu când vezi așa, și ăsta cu 35, nu poți umbla la baze. Nu. Da? Că sunt numere prime și 35, nu mai ce faci. Atunci te îndrepti cu furie spre 92 și 69. Da. Ce faci la 92? Descompun. Exact. Hai să-l facem așa. Ne închipuim că ăsta ți-a fost dat. Da. Tu ai participat și la făcut exercițiului, da. Și acum spui că nu știi, pentru că în mod sigur, practic, se va întâmpla așa. 81 mi-am decât toți 25 în final. Dar cum faci tu când te afli în fața lui, nu? Deci, luăm pe 92. Așa, și 92. Merge prin 2. Corect. 2 în 9 merge de 4 ori. Perfect. 4 ori 2, 8, restul 1. Îl coborăm pe 2, 12. Și de 6 ori. Da. Așa, 46, ar mai merge prin... Așa, dar hotărâte, nu mai stai pe gândul. Dacă eu greșesc, te dai la mine. Ești decisă, pentru că e 6, care e număr par. Da. Da, 2. 2 în 4 de 2 ori, 2 ori 2, 4, 2 în 6 de 3 ori. Acum nu mai merge prin 2, nici prin 3. Nici prin 2, nici prin 3, nici prin 5. Gata, încep să... E număr prim. Da. Deci, 23. Și acum am scris deoparte, că 92 se scrie descompus ca fiind... 2 la 2. Perfect, 2 la 2. 23. Corect. Și... Adică le face 4 ori... A, 4 ori 23. 4 ori 23. 23. Și o lăsăm așa, așa în gheață. Da. Ne luăm de celălalt. 69. Da. Merge prin 3. Prin 3, da. 3 în 6. De unde știi prin 3? A, nu. De obicei. Adună numerele. Da. Deci prin 2 nu. Asta trebuie să spui deodată. Prin 2 nu. Din ce motiv 2 nu? Pentru că nu e ultima cifră par. Și atunci pentru 3, testez 6 și cu 9. 6 și cu 9, 16. Gândește, de ce? Dar 6 și cu 10. Ala face 16. Dar 6 și cu 9, nu mecanic. 6 și cu 9, zici așa, lui 9 mai trebuie un 1 până să faci 10. Da. Ăla e din 6. Da. Și-au rămas 5. 5. Și acum 6 și 9 fac 15. Deci atenție cum gândim. Deci prin 9, ca să-l fac 10, îi trebuie un 1. De la 9 până la 10 mai trebuie un 1. Și ăla e din 6. Și din 6, dacă luat unul, rămas 5. Da. Și de aceea, 6 și cu 9 fac 15. Nu zicem 16, nu zicem 17, nu zicem 13, nu zicem... Nu la întâmplare. Vreau să găsești șmecherea asta să-ți fie foarte clar. Da. Deci faci un 10. Dacă ai fost 8. Dacă ai fost 8. Îi mai trebuia până la 10 cât îi trebuia. Da. Un 2. Da. Îl mușcai din 6. Da. Și în 6 rămânea 4. Da. Din 6, dacă scazi 2, rămâne 4. 10 și cu 4, 14. Deci asta se face în mintea ta. Când, eu așa judec. Când adun numerele 6 și 8. Păi zic, 6 și 8, îi trebuie un 2, 10. L-am făcut 10. Am luat din 6, am luat 4, 14, zic. 6 și 8 face 14. Da, 7 și 8. 7 și 8. Da. 7 plus 8. Egal cu. Luăm din 7, 2 ca să facem 10. Și am luat 2. Ne-a rămas 5. 5. Și cu 10? 10, 15. Gata!
Gata. Da. Deci, de ce? Acum, viteza crește cu cât faci mișcarea asta mai repede. Da. Deci, tot timpul să nu mai încerci să dai răspunsuri la întâmplare. Că vezi, învățătoarea, nefiind atentă cu tine și nespunându șmecheriile astea, nu ai, cum să spunem, n-ai prins meșteșugul ăsta. Și tu ai dat din multe ori la întâmplat, 17, 14, 13, 15, taxonumere și onumere. Hai să fim mai cinstiți, așa este. Deci așa s-a întâmplat. Când s-a trecut peste 10, clasa a doua, s-a trecut peste 10, n-a vorbit pe românește să spună, uite măi copii, asta a trebuit făcut. Da. Da? Și atunci, sub complexul care s-a instalat ușor, ușor, datorită faptului că alți copii au prins repede, din dorința de a fi și tu un pas cu ei, n-ai mai stat să faci analiza asta. Te-ai dat repede răspunsurile. Dar nu merit, nu merit. Și am mers mai departe. Viața merge mai departe. Nu? Dar nu tot timpul. Trebuie să fim atenți la chestia asta ca să putem așeza bine temeria. Așa că mă întorc. 69, cât face? 15, dacă eu sunt 14, să la gâtul meu. Dar așa trebuie să 15, pentru că am luat unul. Da, se face în viteză și acum 15 se parte la 3. Da. E 3 ori 5 fac 15, da? Deci merge prin 3 sigur. Se 3 în 6. De 3, de 2 ori. De 2 ori, cu atât. Da. 2 ori 3, 6. Nu am rămas nimic. 9. Merge de 3, de 2 ori. De două? Nu, de trei ori. De trei ori, că trei ori trei fac nouă, da. Merge de trei ori. Și punem, mai merge de 23 ori, ia să vedem. Ce fel de număr am vorbit mai înainte? Nu. Nu, e număr primul, punem 23 în bătă. O dată și toate matematici. Și atunci... Și pe 69... Și nouă, scriem ca fiind... 3 ori 23. 3 ori 23, nici nu mai știu când le-am scris. 92. 92 l-am scris 4 ori 23 da. Și 69 îți scriu ca fiind 3 ori 23. Bun. Și acum mă întorc. 3, în loc de 3 la 92, ce să spun? 3 la... 3 la 3 ori 23. 3 ori 23. Așa face? 92, uite, la 92. Da, 4. 4 ori 23. Da. Așa. 4 ori 23. Vecinul. Și vecinul, 5 la 3 ori 23. 3 ori 23. Și acum 3 la 4, totul la 23. Corect. 5 la 3, totul la 23. Așa. Și 3 la 4, 81 la 23. Da. Și 5 la 3, 125 la 23. Exact. Și gata. Acum cine mai se răspunde? Mare este 125 la 23. De aici am plecat și mai. Da. Practic la 81, că e mai mic decât 125. Poți să compui câte vrei de astea. Să pleacă de el, își mește șugul, tu în culise aici, nu știi. Da. Dar tu te duci repede. Când ai văzut 2 și 3 sau 3 și 5, urmează descompunerea lor. Și trebuie să ajungă la, la 2, 3 ori un număr prim, iar la 3, 2 ori un număr prim. Că vine, trebuie să scrii la urma urmei 2 la 3 și 3 la 2. 2 la 3 este 8, 3 la 2 e 9 și practic jocul este 8 mai mic ca 9. Că ajungi la aceeași exponentă, 19-19 sau 23-23. Da? Poți să reținem pașii. Da. Pașii de urmat, ai spune, pentru a compara. Pentru a compara două puteri. Pentru a compara două puteri. Ce au baze diferite și exponenți diferit. Pentru a compara două puteri. Ce au baze diferite și exponenți diferiți. Procedăm astfel.
Cazul întâi. Cazul întâi. Bazele sunt numere prime. Bazele sunt numere prime. Exemplu. Exemplu, perechea 2-3. Cum ar fi 2-3. Sau 3-5. Cum am dat noi exemplu, da? 2-3 sau 3-5. Da. În acest caz, da, în acest caz, se iau exponenții și se descompun. Se iau exponenții și se descompun. Ajungându-se în final, la 8, 2 la 3, 2 la 3, totul la ce? Totul la aha, una, un exponent, mai mic decât, așa va fi, de genul său, mai mic decât 9 la puterea, 3 la, de al 2 la 3, și aici în loc de 9, 3 la 2. 3 la 2, totul la. Da. Și acum tu vezi, aha, 3 la 2 la 3 faci 8, mai mic ca 9. Și te dirigează repede. Sau dacă e perechea, o perechea 3-5, se va ajunge la, poți să notezi, pentru perechea 3-5, pentru perechea 3-5, se va ajunge la 81 la A, totul la A, da? Mai mic decât 125, totul la A. Dar de fapt s-ascunde în 81, 3 la A 4, da. Poți să spui echivalent, cum ar fi 3 la A 4, mai mic decât totul la A, foarte bine, mai mic decât 5 la A 3, totul la A. Asta e toată șmecheria. Și totdeauna ne găsiți, găsești așa. Găsești 2, 3, 2 cu 3 sau 3 cu 5. Da? Așa sunt toate găștile așezate. 2, 3 sau 3 cu 5. Cazul 2. Cazul 2. Cum am avut aici 8 baze diferite și exponenți diferiți. Da? Baze diferite și exponenți diferiți. Cu posibilitatea ca bazele să fie exprimate, bazele să fie exprimate ca puteri ale acelui număr, ca puteri ale acelui număr. Exemplu, 81 la 10. Exemplu, 81 la 10. Compara cu 27 la 14. Cu vecinul, 27 la 14. Pe 81 simțim repede că scrim 3 la 4. Deci rezultă 3 la 4, totul la A. Cu vecinul său, 27 îl știi repede, 3 la 3. Totul la? 14. Ei, am adus aceeași bază, 3. Da. Acum am mulțime exponenții și de acum exponenții te dirigează. Da. Deci în cazul în care avem posibilitatea și simțim 81, 27, 9, acestea am dus la 3. Dar se poate întâmpla să avem 16 și să avem și 32. 16 se scrie ca fiind 2 la 4. Da? Da. Iar 32, 2 la 5. Deci, încorporat în cele două, se află puterea de același număr. De puterea. Adică, practic, tu le iei pe 81 și le descompui. Iei pe 27 și le descompui. Dacă nu-ți vine în minte repede, eu așa, 81. Merge prin 3. 3 în 8, merge de 2, doar 3, 6.
2, 21, 3, 21, 7 ori. Iar merge prin 3, 2, 7, 9, iar prin 3, 3, 3, da? Și vine o dată, 3 în 3, o dată. Și câți dragi 3 sunt? Păi la 4. 3 la 4. Da? Da. Deci, descompunerea o faci, pur și simplu. Da. Dar ca să mărești ritmul, unii, repet, țin minte chestiile astea, da? Că 27 e 3 la a doua. Deci 3 la 1 este clar 3. 3 la a doua este 9. 3 la a treia este 27. Și 3 la a patra, adică 27 ori 3, 81. Da? Da. Și atunci, astea le ținem minte. Dacă nu, muncim și descompunem. Întoarcem la gol până le descompunem. Vezi, ți-am dat algoritmul. Să știi că am făcut un lucru pe care nu l-am făcut niciodată. Acum mi-am uitat minte. Practic, acum, cu compararea două puteri, cu baze diferite și exponenți diferiți, nu ai voie să mai ai niciodată probleme. Da. Că tu știi cum să faci. Diseară, da. Te uiți la algoritmul ăsta, pașii ăștia care îi faci. Avem exemple tot, înseamnă că să vom merge la sigur. Deci nu mai bâlbâim deloc, când știm în ce parte să ne ducem. Da, mergem mai departe. Așa. Determinați toate numerele naturale, nenule, care împărțite la 25 dau câtul de 9 ori mai mic decât restul. Deci determinați toate numerele naturale, ian, zice, nu? Da. Ian, determinați ian, numele naturale, cum spun. Da, nenule. Așa încât, nu e diferit de 0. Da. Așa încât. Care împărțite la 25. Ne împărțe la 25. Dau câtul de 9 ori mai mic decât restul. Câtul? De 9 ori mai mic decât restul. Restul. Oare dacă împărțim un număr la 25, ce resturi așteptăm? Totdeauna restul împărțirii mai mic decât împărțitorul. Împărțitorul, da. Deci, împărțindu-l, împărțim pe N la 25, rezultă restul. Hai te rog să scrii teorema împărțirii cu rest. De împărțitul. Egal cu împărțitorul, te rog să vorbești tu. Împărțitorul, oricâtul plus restul. Asta este. Oricâtul plus restul, da. Asta știm foarte bine. Dar despre rest, mai facem precizarea că restul este mai mic strict decât împărțitorul. Foarte, foarte important. În cazul nostru, restul, da. Fiind împărțitorul, cum, scriu cum, i egal cu 25, rezultă că restul poate să fie ceva, ce valoare poate să prindă restul? Păi 24. Hai cu curaj 24. 23 până la... La 0. Și 0 poate să fie. Adică să facă împărțirea exact. Păi nu să fie nenul, de împărțitul. Da. Dar restul poate fi și 0. Deci R ăsta aparține de la mulțimea numelor 0, 1, 2 până la 25. Ma, fără 25. Fără 25. 24. Da. Până la 24. Deci, atenție. Pe N ăsta, că e de împărțitul în N. Deci relația care scrim este așa, N ăsta trebuie să fie egal cu împărțitorul, cât este împărțitorul? 25. 25. Oricâtul pe care nu-l știm. Da. Plus restul, da? Plus, da. Bun. Dar despre cât știm ceva? Spune despre cât.
Câtul de 9 ori mai mic decât restul. Câtul de 9 ori mai mic decât restul. Adică câtul de 9 ori mai mic decât restul. Ce înțelegi tu atunci? Câtul de 9 ori mai mic decât restul? Adică restul e mai mare de 9 ori decât câtul. Da. Dacă câtul este de 9 ori mai mic decât restul, înseamnă că restul e de 9 ori mai mare decât el. Atenție! El zice câtul e de 9 ori mai mic decât restul. Adică restul e mai mare de 9 ori decât câtul. Da. Ce șmecherie spune aici? Ca să ne încurce. Deci faptul că ne spune câtul este de 9 ori mai mic decât restul, înseamnă că restul e de 9 ori mai mare decât câtul. Deci restul e egal cu de 9 ori câtul. 9 ce? 9 ori ce? Dar restul cât poate să fie maxim? 24. Hai să mergem. Dacă restul ar fi egal, mergem cazul întâi. Cazul întâi. Restul e egal cu 24. Ce cât am avea atunci? Locuim pe R cu 24. Da. Vine 24. Egal cu 9 orice. De unde ce ar trebui să fie în cazul ăsta? Cât o să fie egal cu cine? 24 împărțit la 9. 24 împărțit la 9. Se poate exact 24 la 9? Adică nu oricât să fac 24. Nu se poate. Deci, pica asta. Altă variantă. Restul cât poate fi acum? 23. Adică ar fi 23 să fie egal cu 9 ori cât? 9 ori cât să facă 23? Nu. Nu se poate. E imposibil. Restul să fie egal cu? 22. Nu. 22 egal 9 ori cât? De fapt, la cât trebuie să mă duc eu? La ce resca? 9 ori cât să facă un număr exact? La tabla mulțire mă gândesc, nu oricât. Da. 9 ori 0 face 0. 9 ori 1 face 1. Și 9 ori 2, 18. 9 ori 3, 27 și îl depășește pe 24. Okay, da. Deci, se vede treaba că trebuie să iau restul, trebuie să le iau 0, 1 și 2. Da. Deci, nu restul, câtul, pardon, cât. Deci merg pe varianta cât egal cu 0 și atunci rezultă că restul va fi egal cu 9 ori 0. Care face 0? Câtul egal cu 1 și atunci restul va fi egal cu 9 ori 1. 9 ori 1? 9. Da. Și câtul? Câtul egal cu 2. Cât restul va fi egal cu 9 ori 2. Da, 9 ori 2. Care face 18. Ce vreau să spun eu? Eu știi că puteam să am tehnica asta. 24, 23, 22. Nu merge 22. 21 nu merge. 19 nu merge. Și 18 merge. Dar pierd niște timp. Da. Și m-am gândit repede la multipli de 9. 9 ori 0, 9 ori 1 și 9 ori 2. Da. Deci am mărit ritmul. Nu. Deci din clipa în care am sesizat că restul e de multiplu de 9, 9 ori ceva, am dat lui ce valorile 0, 1 și 2 și mi-au dat resturile 0, adică asta, când câtul este 1, s-a aflut 9 și 18. 18. Da? Și în felul ăsta, mă duc acum așa, așa. Păi spune. Pentru R egal cu 0 și câtul egal cu 0. Că așa vine, nu? Da. Pentru R egal cu 0 și câtul egal cu 0. Rezultă că va fi egal cu 25 ori 0 plus restul cât este? Tot 0. Plus 0. Care face 0. Da. Dar ceva să fie nenul. Deci varianta asta nu convine. Da. Da? Când nu trebuia să fie diferit de 0.
Înțelegi de ce? De acolo. Dar spunem M diferit de 0. Cum M? Cum M diferit de 0? Înseamnă că de ce l-a tăiat? Da. Că îți ia de calcul nouă de dată 0 și noi n-avem voie. Mergem mai departe. Alte perechi. Pentru? R egal cu 9. Așa? Și cum atârâtă ești? Pentru R egal cu 9 și câtul? Și câtul egal cu 2. Hai să vedem 2. A, nu, 2. 1. 1? Sigur că da. Și pentru câtul egal cu 1? Rezultă că în egal cu 25 ori 1. Da. Plus 9. Plus 9. Adică face 25 cu 1. 25. Nu 25 ori 1, 25 cu 9. 9. 2. Vreau să lași mecherea asta. Lui 9 îi mai trebuie un 1. Te lua din 5. Da. Și au rămas 4, așa am unități. Da. Deci 24, practic. Și cu 10 care-i format-o, 34. Deci ca să nu greșești, din nou gândim la fel. Deci e strategie. Da. Lui 9, de 1, 1 până la 10. Luăm din 5, au rămas 4 aici. Adică 24. 4. Și cu 10 care-i format-o, 34. 34, hotărât. Da. Da? De hotărât ești, da? Deci 34. Altă variantă. Pentru? Pentru R egal cu 18 și câtul egal cu 2. Da. Rezultă că N egal cu 25 ori 2 plus 18. Plus 18. Și cât face? 125. Deci face 25 ori 2, nu? Plus 18, da? Și egal cu 25 ori 2 cât face? 125. Cum ai gândit? Păi... Și să am 25, păi mulțile, 25 ori 2. Ca taie, 25 ori 2, sau 25 plus 25. E tot un arti. Da. Cât ai dat? 50. Păi 50. Uite mai cum aș fi făcut eu. Deci 25. Ori 2. Atenție-mă că poți da un greșit, un rezultat este tratul de greșit. Deci e multă grijă. Ai voie să greșești. Ce înseamnă 25 ori 2? 5 cu 5 fac o 10. Și 2 ori 20, 2 ori 20, 40. Și cu 10, 50. Deci 25 cu 25 fac 50. Și cu 25, 75. Și cu 25 fac 100. Și că încă 25, 125. Deci de 5 ori câte 125 da. Fac... deci dacă s-au străcut în mintea ta niște rezultate de acestea. 25 ori 5 fac 125. Dar 25 ori 2, de 2 ori 25? 50. 50 fac. Scurt, da? Ca să nu mai greșim. Deci vine 50. 50 plus 18. Ia să vedem cât face 50 plus 18. 68. 68. Hotărât. Deci numerele pe care le-am căutat, ce a spus autorul? Determinați pe toate acele numere, așa încât împărțite la 25, pe fiecare din ele care le-ați găsit, adică pe 34 și pe 68, da. Dacă le împărțim la 25, se ridea un cât de 9 ori mai mic decât restul. Un cât, așa se le citește. Da. Determinați toate numerele M
cenule care împărțite la 25 dau câtul de 9 ori mai mic decât restul. Câtul de 9 ori mai mic decât restul? Adică noi ce facem? Ia să facem proba să vedem dacă așa este. Ia să vedem, 34 împărțit la 25. Da. Merge de câte ori? Odată. Da, 1, 2, 5, 25. Paisprezece minus 5. Ne dă... Păi gândim așa. Te scazi cât? Din 14 te scazi 5. Un 4 ai. Și mi-e trebuie până la 5 încă un 1. Da. Și ăla e din 10 aceea care e la dispoziție. Da. Și urmați 9. Da. Iar încă o dată. 14 minus 5, 5. Ei, dacă ai fi avut aici 5, 5 minus 5? 10. 5 minus 5, 0. 0, 0. Da. Da. 5 minus 5 face 0. Dar n-ai. De aceea aș faci rost din 10 asta de aici la vecinul. E un 1 care se crește de 5 și din 10 asta au rămas 9. Da? Și 5 minus 5 și au rămas 9 acela. Eu pot să scriu grata. Pe 14 egal cu 10 plus 4, care e egal mai departe cu 9 plus 5. Că am luat un 1 și l-am pus la 4. 9 plus 5. Și acum, iată, că am pe 5 ăsta și scad pe 5 și-a rămas 9. Deci 14 minus 14 minus 5 este egal cu 9. Pentru că invers, 9 plus 5 face 14. Pentru că îi pui, îl faci 10 pe el, înapoi procedeu. Pe 9 le-ai făcut 10, luat din 5, 1 și-a rămas 4. De ce fac 14? Deci 14. Deci, când zici 14 scăzut un 5, te gândești 9 și cu cât ar face 14? Sau 5 și cu cât ar face 14? 5 cu 9. Da? Deci așa trebuie... De fapt, de ce te împrumuți? Hai să mai vedem. 23 minus 8. Cât face 23 minus 8? Păi ne împrumutăm... De o 10, de la 2. 10, da. Și am la dispoziție 13. 10 aceeași cu 3, da, 13. Poți să gândesc așa, din 10 aceea scad pe 8. E mai mare. Da. Și cât te rămâi dacă a scad din 10 pe 8? 2. Și cu 3 de aici, 5. Deci de aceea, 23 minus 8 este egal odată cu 5, 8 din 13 face 5, și aici 1, că am luat de 10. Da. Deci face 15. Mai facem ca să înțelegem bine mecanismul ăsta. Că e foarte important, trebuie să faci ceva adunarea și până trebuie să înțelegi scăderea bine. Așa e ordinea factorii. Deci, zic, ai 27 minus 19. Cum gândim? Luăm din minus. Deci e minus, da. Luăm din 2. 20. Din 20 luăm 10. 10. Și cu 7 ăsta la mântuit să fac 17. Și... 9 din 17. Da. Nu? Acum ai 9, că 9 din 7 nu s-a putut. Dacă ne-ai dus 17, se poate. Și acum cum judecăm 9 din 17? Cum judecăm? Din 10 aceea, fiindcă am 9 care poate aproape de 10. Deci, scazi din 10 pe 9 și îți rămâne un 1. 1 acela lipești la 7. 8. Da? Repet încă o dată. Și bineînțeles, aici au rămas un singur 10, cât din 20. Yeah. Și 1 din 1, 0. Nimic. Insist. Când avem de scăzut aici nu am suficient rezervă. N-am suficient rezervă. 7 e mai mic decât 9. Trebuie să mă împrumut de o 10 din față.
Și acum am socot așa. Măi, am descăzut prin 9, care e destul de aproape de 10. Așa că scad din 9. Din 10 aceea care am împrumutat-o. Da. Scad pe 9. Da. Rămâne un 1. 1 se lepește de 7. Face 8. Da. Da? Hai să mai facem altă. 26 minus 17. 90. Scădem din 10 aceea pe 7. Și ne dă 3. Corect. 3 o acela se lipește la 6. 6 și cu 3? 9. Da? Da. Mai poate fructoasă? 7-le ăsta din 6 nu se poate. Câte ar mai trebui lui 6 ca să ajungă la 7? 1. Îl iau din 10-a. 1 și mă rămas 9. Deci este și manevra asta. Depinde cum te simți tu mai bine. Dacă ăștia s-a apropiat la una sau două unități, atunci spune mai cât îi trebuie lui ăsta ca să ajungă la? Iau din 10-a aceea. Iată. 21 minus 19. Distanța între 91 e mare. Da. Nu e ca între 76. Sigur că trebuie să iei o 10 de coace. Da. Dar fiind 9 ăsta foarte aproape de 10 aceea, mai degrabă scazi din 10 aceea pe 9. 1. Și cu 1 ăsta de aici? 2. Da? Deci mecanismul trebuie corect știut, foarte clar, că altfel dăm răspunsuri greșite și dacă o scădere greșită sau o adunare greșită, totul stricat. Asta la matematică. Sau la contabilitate. Vine vorba. La contabilitate, știți ce se întâmplă? Ai făcut zop toată contabilitatea acolo. Ții la nu știu cine și îi dai milioane și... Deci nu-i joacă. O să-l întrebi pe mămica dacă îți plau. Nu-l întrebi? Bine. Da. Tu ai înțeles acum cât de important este la teză. Dacă uneva s-a greșit la o chestie de asta, a stricat toate chestiile. Păi sperăm să fim puternici. Hai să ne întoarcem acum. Să zicem așa. Ce să zicem? Avem pe 34 împărțit la 25. Și zicem, 25 34, merge o dată, unor 25, 26 și avem aici. 5 din 14. Așa. Și luăm un as apropiat. Așa. Deci luăm un 1 din 10. Ce? Facem 5. 5 minus 5. S-a terminat și rămas 9 acela. 9, da. A, și punem 9. Sigur că da. 5 din 14, 9. 9. Și 2 din 2, nimic, da? Iată că am obținut un cât și un rest. Câtul este din 9 ori mai mic. Câtul este din 9 ori mai mic, cum o să zic autorul. Ci că găsiți voi pe cele numere care împărțite la 25 să obțină un rest mai mic de 9 ori față de... Da. Și este adevărat. Da. E bun 34. Da. Mergem acum la altceva. La cine? La acela lume care am găsit. 68. Hai să vedem probabil 68. Ziceam. La 25. Da. Merge de 2 ori. De 2 ori, da, sigur. Da. Nu o dată, ca să rămâne mare. 2 ori, 2 ori 25. 25. De 2 ori, că e 25. Că de 2
50. 50 sau 20, 2 ori 5, 10. 2 ori 2, 4 și 1, 5. A, 50. A zis deodată. Știi că tocmai am verificat asta, mai am avut. Da. Dar tu puteți face așa, 2 ori 5, 10, 2 ori 2, 4 și 1, 5. Da. Și acum scădem. 18. 18. Și ne-a dat. Și așa gheață, nu? Da, și acum zice, era vorba să obținem un cât, cât, care să fie de 9 ori mai mic decât restul. Da. Și ia să vedem, e de 9 ori mai mic. Da. 9 ori 2 fac 18. Da? Deci un cât, am obținut un cât, care e de 9 ori el mai mic decât 18. Pentru că 2 ori 9 fac 18. Deci ăsta de 9 ori, ăsta micul, fac restul. Da. Deci am lucrat corect. Mai citim o dată problema. Vreau să mai avem multe. Atunci trec și la celălalt să mai văd. Vreau să mai insist. Așa, să vedem la ce este. Așa.